În luna februarie marcăm un an de la descoperirea primului caz de coronavirus în Italia. La scurt timp, numărul cazurilor a explodat, astfel încât în doar câteva zile Italia a ajuns într-o stare cumplită. Vă aduceți aminte cu toții? Am văzut atunci primele imagini cu spitalele pline, pacienții tratați pe holuri, cozile de mașini mortoare, bilanțurile tragice cu 10.000 de cazuri în fiecare zi. Șeful secției de boli infecțioase a Spitalului Universitar San Mateo din Pavia, Rafaele Bruno, a fost de atunci în mijlocul evenimentelor, fiind unul dintre martorii evoluției pas cu pas a acestei pandemii. Este în legătură directă cu noi prin Skype și îi mulțumim. Noi vom adresa întrebările și eu și Liliana întrebările în română și colegul nostru ne va ajuta cu traducerea. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, că sunteți... Că sunteți alături de noi și aș adresa prima întrebare. Se împlinește în februarie un an de la primul caz. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum a evoluat pandemia din acel moment și până acum și ce s-a schimbat? În primul rând, bună ziua! Da un an a questa parte è cambiato moltissimo. Ha messo forte però. Dar s-a schimbat foarte mult. È cambiato moltissimo. Perché adesso conosciamo meglio il virus. Pentru că acum știm mai bine virusul, îl cunoaștem mai bine. Abbiamo degli strumenti per trattarlo. Avem instrumente pentru a-l trata. E questo ha fatto sì che la percentuale di mortalità, procentajul mortalității è diminuita negli ultimi mesi di molto rispetto alla prima fase. În comparație cu prima fază a pandemiei. În acest moment se vorbește despre mai multe tulpine ale virusului, inclusiv cea din Marea Britanie. Virus, anche quella della GB. Care este cea mai periculoasă dintre aceste tulpini? Care este la più pericolosa din aceste varianti? Ma queste due varianti sono due varianti che sono state inizialmente isolate. Isolate. E sul Est, quella sudafricana. Cel din Marea Britanie și din Africa de Sud. E effettivamente sembrano essere avere una capacità infettante maggiore rispetto a ciò che abbiamo visto prima. In comparazione con quello che abbiamo visto prima. Domnule profesor, în Italia deja au fost vaccinate aproximativ 500.000 de persoane. Care este poziția italienilor vis-a-vis de acest vaccin? Și vă spun sincer de ce vă pun această întrebare. Pentru faptul că în România există o categorie și nu mică de persoane care neagă validitatea și beneficiile acestui vaccin. Este acest vaccin, din punctul de vedere al dumneavoastră, bineînțeles, periculos cu ghilimele de rigoare? Știți persoane care au avut probleme ca urmare a vaccinării? Am avut tot de probleme? Allora, innanzitutto in Italia, l'adesione alla campagna vaccinale è superiore al 97% nella popolazione sanitaria. De peste 97% în populația din spitale. I benefici del vaccino sono dimostrati dai lavori scientifici e questo vaccino è efficace e sicuro. Vaccino è efficace e sicuro. Io ovviamente in questo momento sto parlando dei vaccini ARNA che sono quelli che noi usiamo. Vaccinurile ARNA di RNA. In questo momento in Italia è iniziata la campagna vaccinale sugli operatori sanitari. Campania de vaccinare a operatorilor din medici, din domeniul medical. In ogni caso, per quanto riguarda la sicurezza del vaccino, ci sono ormai milioni di persone che sono state vaccinate. Milioni di persone care au fost deja vaccinate în lumea întreagă și efectele adverse sono stati soltanto 23 in tutto il mondo. 23.
care sunt categoriile de persoane care nu pot fi vaccinate? Spre exemplu, femeile însărcinate pot fi vaccinate? Persoanele care iau anticoagulante, o categorie foarte răspândită în România și din câte știu și în Italia, pot fi vaccinate? Pot să nu vaccinate? Pot să nu essere vaccinate? Allora, i pazienti che non possono essere vaccinati sono coloro che hanno avuto allergie gravi, ho avuto allergie grave, sono forte grave, sono allergici a componenti del vaccino, come il polietilene. La componente del vaccino, come è polietilene glicol. Corretto. Per quanto riguarda invece quelli che fanno gli anticoagulanti, e loro che fanno anticoagulanti, non c'è nessun problema. Non c'è problema, perché il problema potrebbe essere il sanguinamento nella zona di inoculo, ma il rischio generico all'uso delle intramuscolare nei pazienti che fanno uso di anticoagulazione. Pazienti che fanno anticoagulanti è minore. Ce fel de efecte adverse au fost semnalate în Italia de către cei care au fost deja vaccinați? Sunt stati visti în Italia. Nu am capito. Quale genere di effetti sono stati visti in Italia? Avversi. Ah, in Italia. Sì, in Italia abbiamo avuto eventi avversi in Italia, banali come effetti avversi banali, il dolore, dureri, iniezione, zona vaccinari, mal di testa, oppure dolore del capo, oppure febbre in qualche paziente, febbre. Comunque tutti eventi trascurabili. Toate au fost ușor de trecut peste. Cum putem ajunge la o imunizare de turmă, de masă, așa numită imunizare de masă? Putem ajunge la o imunizație de masă, de gregge. Sì, l'immunità di gregge si raggiunge, allora dipende dall'efficacia del vaccino, dalla popolazione. In Italia raggiungeremo l'immunità di gregge se avremo il 70% della popolazione. Vom ajunge la o imunitate de masă dacă vaccinăm 70% din populație. Vorrei dire una cosa, che se non vogliamo più vedere le immagini che state mostrando, dacă nu mai vrem să vedem imaginile care apar acum, trebuie să ne vaccinăm cu toții. Există persoane care nu vor să se vaccineze în Italia? Au existat proteste pe această temă? Essere vaccinati in Italia? Pentru că în mai multe țări din lume, nu numai din Europa, există destul de mulți coronasceptici care s-au poziționat și împotriva vaccinului. Che non vogliono essere vaccinate. Sì, lo so. I negazionisti e i novax sono presenti in tutto il mondo. Sono presenti per tutto il lume. Purtroppo și din păcate. Rispetto le idee di tutti, ma io respetto persone per coerenza, dar queste persone, i novax oppure i negazionisti, per coerenza, se si ammalano non dovrebbero andare in ospedale. Dacă sunt bolnavesc, după părerea mea, ar trebui să nu meargă la spital. Credeți că în paralel cu campania de vaccinare, țările afectate, printre care, bineînțeles, și Italia, nici în România nu stăm prea bine, ar trebui luate măsuri restrictive mai dure, poate chiar un lockdown? Dacă da, vă și întreb de ce v-am pus această întrebare. Se le dice di sì, le spiegherò perché ho messo questa questione. Se le sostiene la necessità di un nuovo lockdown. Ma la necessità di un nuovo lockdown è ovviamente correlata alle infezioni che ci sono. Il numero di infezioni che esiste. C'è questo indice che RT, dacă che si è superato un certo livello, precede un anumit nivel,
il sistema sanitario, qualsiasi sistema sanitario in qualsiasi paese, non riesce ad assorbire del numero di pazienti. Efectul numărului mare de pacienți. La ieri, a Londra, a Londra ci sono stati pazienti che hanno aspettato 9 ore in ambulanza. Prima pacienți care au așteptat 9 ore în ambulanță înainte de a fi internat în spital. La cum au evoluat lucrurile până acum? Credeți că dacă se va face această vaccinare în toată lumea, sfârșitul anului sau în 2022 ne-am putea întoarce la viața noastră dinainte de pandemie? 2022. Putem o ritornare la noastră vita prima de pandemie? Eu penso că se riusciamo a vaccinare in un numero adeguato di persone, penso che per il prossimo novembre, dicembre, una nuova normalità. Revenim la normalitate. Cât de importantă este în combaterea pandemiei la nivel individual, dar la nivel general, își piardă oamenii curajul și speranța, pentru că așa cum vorbea și dumneavoastră, imaginile sunt unele dezolante. Am văzut la începutul pandemiei în Italia, ieri la Londra și probabil lucrurile vor continua. Cât de important este să nu ne pierdem curajul și speranța și, bineînțeles, cum să facem acest lucru? Cum putem face acest lucru? Allora, non perdere il coraggio e la speranza è fondamentale, perché noi gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri devono aiutare le persone malate. Penso per cui non possiamo permetterci di perdere la speranza. Adesso però la speranza viene data dal vaccino, perché se gli operatori sanitari riescono ad essere protetti, possono aiutare tutti quanti. Medicii pot fi protejați de vaccin, să rezolve problema. Ce ar trebui să învățăm din greșelile făcute până acum în pandemie, inclusiv în Italia? Ce cosa possiamo apprendere da questi errori che abbiamo fatto, incluso durante la pandemia? Quello che possiamo imparare dalla pandemia, che la normalità è un privilegio, fare una vita normale è un privilegio. È un privilegio. Spero che le prossime generazioni imparino che la normalità è un privilegio, fare una vita normale, amici, andare a cena, dobbiamo riapprezzare questo normale è un privilegio. În întreaga lume, domnule profesor, avem aproape 90 de milioane de cazuri de îmbolnăviri și, din păcate, 2 milioane de decese. Ce credeți dumneavoastră, care sunt lucrurile cele mai importante pe care oamenii ar trebui să le înțeleagă acum pentru combaterea acestei pandemii? Vă întreb pe dumneavoastră pentru că aveți autoritatea și experiența profesională în acest sens, fiind în linia întâi de practic de un an de zile. La prima linia. Non ho capito bene la domanda. Può ripetere, per favore? Quali sono le cose più importanti che devono sapere i nostri telespettatori? Potrebbe dicerle lei con la sua autorità? Sì, le cose più importanti che devono sapere i vostri telespettatori sono aderire alla vaccinazione, perché questo è un primo modo per ritornare a una vita normale. Să facă vaccinul, e primul pas per o viață normală. E nel frattempo usare la mascherina. Între timp să folosească masca. Il distanziamento sociale. Distanzarea sociale. E lavarsi le mani.
și să se spele pe mâini. Questo insieme alla vaccinazione farà sì che il prossimo novembre, dicembre potremo passare un Natale normale. Aceste lucruri împreună cu vaccinarea în noiembrie-decembrie s-ar putea să ne întoarcem la viața noastră normală. Dar cam ce perioadă garantează imunizarea acest vaccin? Ma per quanto posso essere immunizzato con questo vaccino? Ancora non ci sono dati definitivi, ma sicuramente... Anche non esistono date esatte. Sicuramente anche se dovesse essere come il vaccino anti-influenzale. Dar și dacă ar fi la fel ca vaccinul antigripal, per ritorno alla normalità. Este un pas mare făcut înainte către normalitate. Este posibil așadar să trebuiască să facem un vaccin anti-COVID în fiecare an? Allora, e posibile fare un vaccino anti-COVID ogni anno? Sì, certo. Come succede per l'influenza. Anche bine, se la fel ca în cazul gripei. La vaccinazione per questo virus. Deși eu cred că vaccinarea contra acestui virus definitiva. Va da o vindecare definitivă, o imunizare definitivă. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, că ați fost alături de noi. Am vorbit așadar cu medicul italian care a descoperit primul caz din Italia în luna februarie. Se va împlini un an așadar în februarie, mai precis pe 20 februarie, de la descoperirea primului caz în Italia. Știți ce a urmat de acolo, cât de mult ne-a afectat și pe noi, pentru că e cea mai mare comunitate de români în Italia. Revenim după publicitate, vorbim și despre ce se întâmplă în România. Se turează motoarele la DNA. Despre asta vorbim în câteva momente. O solicitare nouă din partea procurorilor anticorupție. Interesantă și prin persoana pe care o vizează această solicitare. Revenim așadar în câteva momente. Vorbim despre o solicitare surpriză din partea procurorilor DNA de începere a urmăririi penale pentru un fost prim-ministru. În legătură telefonică directă cu noi, colega noastră Gabriela Mihai, ne spune despre cine este vorba. Te ascultăm, Gabriel. Bun găsit. Procurorii anticorupție au cerut avize din partea președintelui României, Klaus Iohannis, pentru începerea urmăririi penale în cazul fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, care de altfel a fost și președinte al Senatului. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție de luare de mită într-un dosar Microsoft. Vorbim despre un dosar în care procurorii anticorupție au mai cerut odată ridicarea imunității în noiembrie 2018, o solicitare făcută la vremea respectivă în cadrul Senatului României, când Călin Popescu-Tăriceanu era senator la acea vreme. Însă acea cerere a fost respinsă ulterior de Senatul României în iunie 2019. Așadar, susțin procurorii anticorupție că în 2007-2008 Călin Popescu-Tăriceanu ar fi primit de la reprezentanții unei companii austriece banii, mai exact suma de 800.000 de dolari, reprezentând contravaloarea a 10% dintr-un contract încheiat de acea companie austriacă cu statul român și ar fi constat în plata unor servicii de consultanță. Ulterior, acești bani, 800.000 de dolari, ar fi fost primiți de Călin Popescu-Tăriceanu și ar fi folosit în beneficiul său pentru acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală, această sumă fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore. Așadar, iată că în aceste momente procurorii anticorupție au cerut din nou ridicarea imunității lui Călin Popescu-Tăriceanu, iar acum această cerere va ajunge pe masa președintelui României, Klaus Iohannis. Mulțumim pentru această intervenție, Gabriela Mihai. Ar fi o mișcare în premieră, Liliana. Practic este reluată o cerere care a fost făcută de procurori acum 2 ani și care a fost respinsă pentru că
Atunci s-a comentat foarte mult că au făcut scut da, față de Călin Popescu Tăriceanu. Da, s-a făcut scut în Senat, a rămas acel dosar practic în aer și nu s-ar mai fi putut face absolut nimic pentru că este necesar avizul pentru urmărirea penală a unui ministru sau fost ministru, premier sau fost premier. Acum, cel mai probabil, au apărut și niște date noi, pentru că în caz contrar nu s-ar mai fi putut face o nouă cerere. Din fericire, cererea va ajunge la președintele Klaus Iohannis, care trebuie spus că nu a refuzat niciodată vreun aviz de urmărire penală. Același lucru a fost valabil și pe mandatul președintelui Traian Băsescu. Așadar, cel mai probabil, în maxim două zile, acel aviz va fi deja pe masa procurorilor, care îl vor chema conform procedurilor și legilor în vigoare pe Călin Popescu Tăriceanu la audieri, pentru a-i se aduce la cunoștință învinuirea de luare de mită 800 de mii de euro. Și de aici procedurile sunt cele standard și normale. Cel mai probabil se va pune sechestru pe o parte din averea sau lui Călin Popescu Tăriceanu până la concurența acestei sume. Se vor face anumite, nu cred că se vor lua măsuri preventive, chiar și cea a controlului judiciar sau o control judiciar pe cauțiune, deși este foarte posibil, având în vedere că de la săvârșirea presupusei infracțiuni 2007-2008 a trecut ceva timp, care nu cred că mai reprezintă, cel puțin în momentul de față și prin funcțiile pe care domnul Călin Popescu Tăriceanu, adică niciuna, le ocupă, mai poate reprezenta un pericol social concret și din acest motiv nu cred că se vor impune măsuri preventive. E foarte posibil să fie o măsură preventivă a controlului judiciar sub cauțiune, tocmai pentru evitarea sustragerii de la urmărirea penală în vreun fel sau altul. Nu vom avea un răspuns foarte curând, pentru că, așa cum știți, în România anchetele penale durează câte 5 ani numai la parchet. Apropo de asta, dosarul Microsoft. Noi știm că dosarul Microsoft era așa ceva, un monolit. Da? Am avut la un moment dat chiar niște 12. Condamnări. Sunt oameni care și-au ispășit de multă vreme pedeapsa sau și ieșit din închisoare. Noi mai vorbim de dosarul Microsoft sau ce asta? Un fel de extensie a dosarului Microsoft? Ce dosar mai e ăsta? În general au plătit fraierii, adică niște oameni de afaceri care încheiaseră contractele respective. În dosar inițial au fost speculați 12 miniștri și un europarlamentar la vremea respectivă. Nu s-au obținut avize pentru toți miniștrii, însă oricum acel dosar a fost clasat și din el au apărut mult mai multe dosare. Denunțătorii principali, Dinu Pescariu și Florică, Claudiu Florică, din acest dosar de asemenea au încheiat contracte bănoase cu de sute de milioane de euro, fiind denunțători și conform codului de procedură penală. Nu au exista, exista un dosar care viza și pe ei, despre care nu se mai știe absolut nimic. Ba da, se știe. Dosarul a fost reîntors la parchet. Unul dintre ele a fost chiar închis de către procurori. Practic, pentru cei doi care viza pe cei. Ei nu au niciun fel de calitate. Din Microsoft sunt zeci de dosare, cred. Nu are nicio legătură cu dosarul mamă, să spunem, această învinuire a lui Călin Popescu Tăriceanu, acuzație care îi se aduce. Sigur că toate guvernele au încheiat la vremea respectivă, începând din anul 2000-2004, până chiar când a izbucnit acest scandal, în 2015 parcă sau 16, au încheiat contracte cu Microsoft, pentru că era vorba despre informatizarea școlilor, da? Dacă vorbim despre un dosar din 2007-2008, nu e posibil până se cercetează tot și până să se și prescrie? Bineînțeles. Adică noi ne-am trezit în 2021? Nu ne-am trezit în 2021. Inițial ne-am trezit în 2017-2018. Nu s-a putut, ca urmare a respingerii făcute de către Senat în 2019, când s-a cerut. Dar cercetarea putea fi făcută? Nu, cercetarea nu putea fi făcută, pentru că miniștrii și foștii miniștri nu pot fi urmăriți penal. Nu este cercetarea în acest caz, fără să-l vizeze neapărat pe Călin Popescu Tăriceanu. Dar acuzația este strictă și către Călin Popescu Tăriceanu, fiind vorba despre o luare de mită, care este o acțiune individuală, bineînțeles cu darea de mită la un loc merg ele. Însă nu este vorba despre constituirea unui grup infracțional organizat astfel încât alte persoane să răspundă sau nu, pentru că au mai fost cazuri la DICOT când s-au respins
începerea urmăririi penale față de un ministru, nu mai rețin cu exactitate, era un dosar de energie, iar persoana acuzată de dare de mită a fost evident cercetată mai departe, condamnată și chiar așa mai departe. În acest caz este o infracțiune care îl vizează direct pe Călin Popescu Tăriceanu și este o infracțiune individuală pe care la lumea respectivă ar fi săvârșit-o. Așa cum spuneai și tu, au fost mai multe persoane pentru care s-a cerut, cred că tot în 2018, sau în acea perioadă. Persoane care erau în Parlament, care aveau imunitate și pentru care s-a cerut ridicarea imunității și nu a fost încuvințată. Este posibil așadar ca în următoarele zile, pentru a fi o completare la acest dosar, să avem solicitări și pentru alți foști miniștri sau parlamentari? Nu cred, pentru că dosarul respectiv a fost deja clasat în urmă cu domnul Vejinariu, dacă nu mă înșel, un an sau fusese, doi, chiar, la un moment dat. Da, au fost vehiculate toți miniștrii și în special miniștrii sănătății, miniștrii educației, scuzați-mă, fiind vorba despre informatizarea școlilor. Acel dosar a fost clasat. O eventuală redeschidere a dosarului respectiv trebuie cerută la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca așa cum prevede codul de procedură penală din 2014. Până în prezent, judecătorii vor decide dacă există probe care să ducă la începerea urmăririi penale și atunci dosarul revine la DNA, unde se va începe urmărirea penală ca urmare a deciziei în alte curți de casație și justiție, într-un dosar în care, repet, faptele sunt de asemenea din perioada anterioară, chiar 2007-2008, și unde, bineînțeles, că majoritatea s-au prescris. Evident. Sau, dacă nu s-au prescris, cu siguranță se vor prescrie în următorii 2-3-5 ani. Cât durează procesul? Durează procesul, pe bună dreptate, pentru că sunt foarte mulți oameni care ar trebui audiați, sunt 2 sau 3 instanțe prin care ar trebui să treacă și așa mai departe. Este o cauză pierdută, dosarul Microsoft. Cine a fost închis a fost și un... Ar fi o cauză pierdută inclusiv această solicitare, crezi? Nu, această solicitare nu este o cauză pierdută, pentru că sunt absolut convinsă că președintele Klaus Iohannis va da un aviz favorabil, că se va ajunge cu dosarul în instanță, însă pot să cred că va fi o cauză pierdută ca un verdict definitiv. Și ca prescriere a faptelor. E foarte posibil să se întâmple. Mulțumesc foarte mult, Liliana, pentru această intervenție. Punem punct aici acestei discuții. Rămâneți pe B1 TV de la Fix. Noi informații de la colega noastră, Aneta Sângerzan. Sunt Irina Petraru. La revedere!